Verifică și tu chiar acum mega ofertele de pe Neba, unde găsești jocuri bombă la prețuri și mai bombă. Ai toate linkurile în descriere. Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod cu Minecraft. Da, boys, revenim cu seria de Minecraft pentru că într-un final este gata serverul meu, boys. Mi-am făcut un nou server de Minecraft care, by the way, spoiler, este mega genial dacă n-ați intrat deja. Aveți toate detaliile în descriere, play.craftmania.ro. Și bineînțeles că reveniți și cu seriile de Minecraft. Vreau să readucem Minecraft-ul la gloria de altă dată, boys, așa cum a fost și înainte. O să începem o serie de parkour astăzi. O să ne jucăm parkour, prieteni. Băi, acum vreau ca toți veteranii de pe canalul meu principal să scrie acolo jos în comentarii cine își mai aduce aminte de această serie de parkour în care, bă, frate, rupeam mouse, tastatură, birou, monitoare. Bine, exagerez, acum nu rupeam nimic decât biroul, prieteni, dar era cancerul de tot. Nu pot să stau acum să vă explic tot ce se află la noi pe server, dar trebuie neapărat să intrați și voi. Încă o dată, play.craftmania.ro. Avem și o monedă globală pe server, Coinsmania, pe care o puteți obține de pe fiecare secțiune, practic. Dacă îți place parkour-ul, te joci parkour, primești coin-uri. Dacă îți place survival-ul, te joci survival, primești coin-uri. Dacă îți place, nu știu, creative-ul, primești coin-uri. Pe fiecare secțiune primești coin-uri. Și înainte să începem cu parkour-urile noastre minunate și mirobolante, vreau să vă spun că avem așa, parkour, Skywars, da, apare clip și de Skywars, uitați-vă pe canalul principal pentru că acolo ne-am jucat. Survival Games, Survival Clan Wars 1.19.2. E foarte jucată secțiunea asta și s-a muncit foarte mult pentru ea. Bine, pentru tot serverul s-a muncit, dar mai ales pentru această secțiune. Creative, Skyblock, SkyPVP, Arena și urmează, boys, UHC, poate un Assassin's, poate un Prison, nu știu, rămâne de văzut. Dar hai să ne vedem de treabă. Vreau să testăm și noi parcurile astea minunate. Cred că o să începem cu Easy 1. Hai să începem cu Easy 1, boys. A, și fiecare parcur îl puteți face odată la 24 de ore. Bine, voi îl puteți face oricând, doar că odată la 24 de ore primiți monezi, da? Deci dacă îl faci o dată astăzi la ora 11.50, câte ceasul acum, 12 noapte aproape, mâine la 12 noapte îl fac iarăși o să iau coinul. Bun. Parcur Easy, ha? Stați liniștiți că e Zandri regele aici pe parcur, boys. Da, o să uităm că s-a întâmplat acest lucru. Bă, trebuie să ne reobișnim, este non-premium, puteți intra cu toții. Și chiar vă invit să intrați. Sper să nu râdeți de mine că... Bă, da, acolo trebuie să sar, mă! Dacă și ăsta e parkour easy, cred că trebuie să facem o restructurare a parkourilor, băieți. O restructurare a parcurilor, că până acum, sincer, nu m-aș ca toate parcurile să încerc să le fac așa de la zero, pentru că vă dați seama, am avut o grămadă de chestii de făcut, dar it seems really cancer. Și avem și acest tab care vă ajută, gen avem checkpoint, avem pentru vizibilitatea jucătorilor, pentru a restarta parcurul și pentru a părăsi parcurul. Mi se pare super, super easy de folosit. Bun, hai să vedem. Hamă că mai știe bătrânul. Hamă, checkpoint-ul ăsta, uitați checkpoint-ul ăsta, guys. Checkpoint-ul ăsta, guys. Boom! Toate checkpoint-urile activate. Acum dacă dau bam, direct la checkpoint. Frumos, și aici e finalul. Mamă că a fost easy. Sunt doar eu robot. Bă, da. Ah, ok. Aici trebuie să iau. Pe aici trebuie să iau, bro. Pe aici, da, pe aici trebuie să iau. Hop, hop. Mamă că e chiar easy. Bă, despre ce vorbim? Eram eu robot, dar... Sincer să fiu... Mamă. Mamă, easy! Easy! Easy, băieți, easy! Că în seria asta o să se spargă biroul ăsta. Mi-e milă de el, deja ești nebun. Deci ăsta e parkour easy, țineți minte. Avem și mediu, avem și hard. Și o să avem și extrem în curând. Pentru că nouă ne plac parkourile, băi. Trebuie neapărat să intrați și voi aici, mai ales pe parkour. Să-mi spuneți ce parcururi ați reușit să faceți. Bă, dar fără să mințiți. Nu trebuie să mințiți, da? Intrați și îmi spuneți ce parcururi ați reușit să faceți, guys. Că dacă mințiți, nu e bine, ești nebun, că vă prind cu minciuna. Văd acolo cine a terminat parcururile. Așa că băgați blană, play.craftmania.ro, mai ales dacă vreți să intrați și voi aici, cine știe, poate mă prindeți într-o filmare, ceva, ne jucăm și cu brigada, facem să fie Caterinca și facem să terminăm parcururile astea, zic, nu?
Ireal așa ceva, mă. Mi-e frică că acum dacă o să dau un rage de la puternic, că eu acum, mi-e bine să mă enervez un pic, că stau de ceva timp la parcursul ăsta, dar mi-e mie că fac infarct. Știți, de la, bă, de la o vârstă, dacă turbezi așa, te apucă pandaliile, gen. Și nu aș vrea să mor de inimă în clipul ăsta, cred că ar fi cel mai vizionat clip de pe YouTube, ești nebun? Dudu Andrei a făcut infarct pe serverul lui de Minecraft la Minecraft Parkour. Se interzice Minecraft-ul parkour-ul, Minecraft parkour-ul în lume. Se interzice, ești nebun. Deci dacă nu putem să trecem de asta, băi, și gândiți-vă că aveți și checkpoint-uri. Înainte pe play-ul meu, iubitul meu server play, care a murit de când l-am abandonat, nu aveam checkpoint-uri deloc. Și, sincer, mai mult de aia m-am gândit, bă, hai să facem un server de Minecraft să fie ok pentru toată lumea, pentru că aici la noi, băi, unul la mână, nu se dă wipe. Adică dacă vreți să vă faceți o construcție șmecheră pe... este, mă. Dacă vreți să faceți o construcție șmecheră pe, știu eu, survival, creative, skyblock, nu se dă wipe, boys. Pe survival vreau să-l fac cât mai permisiv pentru player. Nu să nu poți spawna mai mult de 5 mob pe chunk sau... Nu, frate, băi, faci ce vrei tu. Absolut ce vrei tu. Ce îți permite serverul, practic. Pentru că, na, serverul este optimizat să țină. Dar la un moment dat, dacă vin 200 de playeri cu câte 200 de spawnere fiecare, luate cu silk touch, trebuie să limităm puțin, trebuie să nu se mai spawneze mobi în continuu. Știi ce zic? Dar eu chiar cred că o să vă placă și de aceea ne apucăm acum și de clipuri normale și de clipuri cu Minecraft, că, bro, până la urmă, facem și noi ceva frumos. Știți ce zic? Ziceau haterii, bă, când am deschis serverul, ziceau haterii că, mamă, iarăși își deschideți, Andrei, e mor de foame. Pentru bani, pentru donații, așa ziceau ei. Băi, aici la noi pe server nu există donații, pentru că totul este făcut acum legal. Mamă, stai să iau pe aici. Bă, dar de ce mereu aici trebuie să dau fail, vărămiu? Mă rog. Totul este făcut legal, este făcut pe firmă, frumos. Adică, eu decontez, mă rog, decontez. Eu plătesc statului o grămadă de bani, sunt o grămadă de taxe ce se percep, da? Bă, atâta timp cât intrați și vă jucați și vă place... Și sunt și oameni care susțin pe magazin acolo, puteți să vă luați diverse grade, VIP Silver, VIP Gold, VIP Diamond, fiecare cu mai multe beneficii, sau Coins Mania, vă puteți lua direct. Atâta timp cât, să zic, că se plătește serverul singur, este foarte bine, bro. La câtă muncă am depus pentru serverul ăsta și la câți bani am pierdut, că am plătit hostul ăsta 3 luni înainte să dau drumul serverului, ca să pot lucra. Dați-mi ceva că sparg, nu mai pot. Parkour easy, da? Merge și la mediu. Stați liniștiți, acum îl termin, boys, acum îl termin. Este și o tabelă în dreapta, voi nu prea o vedeți de webcam, dar... Cel mai bine ar fi... Bă, da... Hai, mă, tată, de ce să mă complic eu la... Uite, mă, coaie, de ce să stau să mă complic eu la dublu când puteam face chestia aia? Și cine a făcut parcurul ăsta merită să fie puțin te lovit de trăznet. Doar așa un pic să-l mângâie trăznetul un pic. Dă-o-n morții ei de treabă. M-am obținut rău de tot acum. Dă-o-n spanac de aici de treabă, că... Nu e corect așa ceva aici, nebun, nu e corect. Bro, e parkour easy, bro. It's a fucking easy parkour, bro. Bro! Ok, sunt la final, acolo e final, băieți. Ne calmăm, ne concentrăm, totul este ok. Totul este în regulă, asta o să fie... Asta o să fie tura care îmi va aduce... Victoria. Nu, asta o să fie tura care îmi va aduce victoria. Credeți-mă. Credeți-mă. Asta e momentul. A venit momentul, băieți. Asta e momentul, eu v-am zis. N-aveți încredere în rege? Regele e aici. Regele e aici, în morții mătii, regele. Sticla e singurul lucru în care aș vrea să dau, să mă mai descarc puțin tel de nervi. Da, bine, și biroul ăsta looks juicy. Este, mă, ha, mă, nu pot să fiu atât de slab. Nu pot să fiu atât de slab. Mamă. Credeți-mă că e mai greu decât pare. Scrie acolo easy 1, boys, da? Coaie, râde-n glumind, dar dă un morții de treabă, că stau... Am zis că fac parcursul ăsta în 2 minute și
Vă arăt și un parcur mediu. La hard e secret. Parcurul hard. Parcurul hard, vă dați seama că direct infarct miocardic cu pareză pe stânga. Ești nebun? N-ai cum, mă, să stai atâta. Avem și top aici pe parcur. Ce vedem la fiecare parcur? În cât timp a terminat? Nu știu, top 5 pe fiecare parcur. Timpul lor, știi? V-am zis că... Bă, da un morții! Morților! Mosi, mă, că n-ai mă cum așa ceva, mă. N-ai mă cum să faci așa parcur. Cred că se reface parcurul. Acum îl refac, ești nebun. Se reface parcurul, prieteni. Parcur easy 1, a? Păi ia stați un pic să încerc eu. Cred că fac eu un checkpoint manual, prieteni. Cred că se face checkpoint-ul manual, boys. Checkpoint-ul manual, fiți atenți. Stai-mă un pic. Bă, coaie, e reală și ceva, mă. Eu încerc să o iau pe diagonal acum, gen să scurtez puțin de drumul, dar văd că isn't working properly. Ok. Ok. Zen. Zen. Mamă, coaie. Cine m-a pus să filmez iarăși acest... Nu mai zic. Această serie gunoi, mai bine zis. Cine? Cine? Așa că intrați pe parcurile noastre. Intrați pe parcurile noastre de pe play. .cravmania.ro. Că o să vă placă. Plăceavar morți să vă placă. Mă scuzați, băieți. Bă. Am o idee. Vreau să fac un mic update acestui parcurs, băieți. Ce ziceți? Imediat se face update-ul. Aveți încredere. Știți că, bă, fratele Zandrei vine cu update-uri benefice. Coaia, I'm a freaking owner! Sunt și patru bărbați pe parcur aici. S-a dat anunțul. Ok. Ok. Dă-te morți, mă, tine. Nu merge nici fly. Dă-te morți, te de parcur. Dă-te. Bine, mă, am terminat parcurul și am primit un coin mania în 10.38. Am murit de 43 de ori. Bine, mă, băiatule, mai muream de încă 43 de ori. Bun. Tura a doua, prietenii mei, tura a doua. Haideți să alegem un parcur mediu. O să luăm mediu 1. Ne luăm cu 1. Credit Zani for real, parcur leaderboards. Ia să vedem, leaderboards. Doar eu cu Gigel nebun am terminat parcurul aici de test. Vă dați seama că nu e chiar așa. Uitați ce scrie Laurul acolo. Perfect, minunat. Deci parcurul ăsta nu l-a terminat nimeni, să înțeleg, nu-i așa? Ăsta e un parcur mediu. Bun, bun. Sau poate nu s-a actualizat, poate... Nu știu ce se întâmplă, da? Eu cred că au terminat, mă, băieți, parcurul. Deși nu prea se joacă bărbații, primul checkpoint. Bine, mă. Mamă, un checkpoint din 5. Ne-am dus. Ne-am dus, băieți. Băi, trebuie să intrați voi aici să ne arătați care-s șefii pe parcur. Eu și cu voi, gen, știi, că eu n-am cum să... Bine, mă. Bine, mă. Mamă, unde e checkpointul următor? Boys. Mamă, coaie. Calmați-vă. M-am calmat eu de tot. Camara și mort. Parcur mediu. Nu vreți să știți cum e ăla hard? Nu vreți? Nu vreți? Bă, nu vreți? Nu vreți? Prieteni, încă o dată, săriți cu like-urile alea, boys, dacă vreți să postăm mai multe clipuri la noi pe server. Vă aștept și pe voi aici să spargeți și voi biroul, nu să fiu eu singurul. play.cravmania.ro. Se vede și al parcur acolo foarte frumos. Se vede că am rupt space-ul și mi-a rupt și degetul. Ca poți fi pe colțul space-ului cum ar veni. A, mă, dă-o în morții, că dacă și ăsta e mediu. Dă-o în morții cu săritura asta, bro. Bro, what is that? Bro, what is that? Dă-o în mor... Bro, de câte ori trebuie să mai mor, bro? Bă, eu nu știu cum am trecut atunci să mă bată mama, dacă știu cum.
Bă, ești prost, nu sar până acolo. Sprint și dă-te morții tăi de jur. Ia stai, mă. Hai facem un mic b-hop aici, putem? Pot pe dracu să mai ia. Intră băieții coduri, frate. Mi se pare funny că băieții tot încearcă să intre coduri. Dacă mai dau o dată, dă-te în morții tăi, că deja nu mai pot. Deci simt că explodez cu aia, că stau la săritura asta de 10 milioane de ani. Dă-mă în morții de săritură. Mamă, cine a făcut parcursul ăsta cu aia? Mamă. Danny Foriel. Nu degeaba zicea cârnat că Danny Foriel face niște parcururi de zine să-ți bagi cuțitul în piept. Mamă, ce am crezut că trec. Doamne, ce am crezut că trec. Am crezut că trec, guys. E bine zis că am... N-ai cum. Bă, n-ai cum. A, și apropo, versiunea recomandată de pe care zic eu că ar fi bine să intrați este 1.19.2, boys. Cu Optifine frumos, pentru că de pe 1.19.2 puteți intra pe orice secțiune, da? Puteți intra și cu un 8.9. Eu acum am intrat cu un 8.9, spre exemplu, doar că dacă intrați cu un 8.9 și vă jucați, nu știu, un Skywars, un Survival Games, o Arena, un parkour, un Sky PvP și vreți să intrați după aceea ori pe Survival, ori pe Survival Games, trebuie să zic, dacă vreți să jucați. Și după, dacă vreți să intrați ori pe Survival, ori pe Skyblock, ori pe Creative, trebuie să schimbați pe 1.19.2, știi? Parcurul, cel puțin, poți să-l faci și pe, și pe 1.9. De fapt, cam toate, mă, te poți juca pe orice versiune. Dacă ai destule frame-uri, poți să te joci Skywars și orice de pe 1.19.2. Spuneți-mi ce fac greșit, că eu nu mai pot. Spuneți-mi ce fac greșit. Bă, bă, coaie, cum am trecut atunci? Bă, de ce am o întrebare? Cum am trecut atunci? Coaie, eu apăs shift. Deci eu acolo apăs shift, da? Că o să spuneți în comentarii. Zandrei, apăsă shift. Apăsă shift. Apăs shift, apăsarea și mort. Coaie, treceam și am... Ok. Apăs shift. Apăsarea și mort shift. Dar nu înțeleg de ce nu mă mai prinde acum. Coaie, zici că mi-a murit caracterul, e mort. Băieți. Bă, cine a făcut tata? Danny Foriel îl cheamă pe... Danny Foriel. Medium 2. Nu, Danny Foriel, hai să vedem. Nu, Danny Foriel. Ha, mă, să vedem, pe bune acum. Râdem, glumim, dar... Parcurul ăsta pare mai acceptabil, sincer. Pare puțin cel mai acceptabil. Aici putem face un b-hop, corect. Aici putem să o facem pe dracu, un 4, că nu putem face nimic, că suntem morți cu jocul. Ok, încă o dată. Ce scrie? A pus un semn de... A, vorbesc bărbații acolo. Așa că... Intrați aici pe server, guys, să îmi simțiți nervii de la parkour. Că știți cum îmi bate inima în piept acum? De nu fac eu infart. În seria asta, dacă mai postăm două clipuri, am murit pe scaun, nici nebun mor aici, de față cu voi, în clip. Două morții de treabă. Bun. Regele, mă, regele. Regele! Regele, mă, mamă, mamă, checkpoint, bine, mamă, dar cât mai avem acolo? Mamă, bine că am luat checkpoint-ul ăsta, guys, că avem dicul ăsta frumos, elegant, alb, big. Am pus carpeturile alea ca să nu putem trece pe acolo. Aha, indeed. Cred. Mamă, ce rea să mor acolo. Bun. Gata, mă, bă. Dă-te morții tăi de joc. Bă, sincer, parcursul ăsta este mult mai acceptabil, mai ales din partea asta, știi? Gen, uite, frate, parcur mediu. Bă, dar pot să trec de prima parte. Dă un spanac de treabă. Avea 5 checkpoint-uri ăla. Era parcur mediu. Danny Foriel. M-a rupt. Da, e măcar pe ăsta să-l terminăm. Să vă arăt și eu că... Ha, ha. Iarăși am ajuns aici. Hai. Bă, zici că vine karma, mă. Bă, de ce aici? Uite. Op.
Hop, încă o dată, hop, atropa. Fulan, fulumăt, aolo. Bun, hai. Doamne, 3 minute 23 cu 17 deturi. Mai acceptabil, v-am zis. Bun, prietenii, cam ăsta a fost episodul, guys. Vă aștept pe toți pe server play.cravmania.ro, boys. Eu am fost Andrei, ne vedem pe server. V-am pupat, bye bye, pa!